Bun găsit! Sunt bucuroasă să împărtășesc cu voi cel mai recent titlu apărut la editura Herald în colecția lor relațională și anume un bestseller, găsește-l, cucerește-l, păstrează-l, de Matthew Hussey, un autor care ține și conferințe, este coach, are un program care se cheamă Get the Guy și chiar aveți în carte site-ul lui și parola prin care puteți accesa câteva din tipsurile pe care el le descrie și în carte. Recunosc că am avut emoții înainte să citesc această carte pentru că m-am temut să nu fie genul de carte cu recomandări tip glossy, tip reviste pentru femei, că doar în ultimii ani am tot auzit tot felul de recomandări, care mai de care mai năzbutioase despre cum să cucerești un bărbat, cum să-l faci să nu știu ce să facă. Mă rog, lucruri de genul acesta. E bine, deși sunt și astfel de recomandări, totuși cartea reușește să prindă un pic din mecanismele psihologice interne și să descrie un pic felul în care bărbații privesc lucrurile și interpretează comportamentele feminine. Ca și idee generală, autorul este de o orientare occidentală în sensul în care promovează ideea de feminitate, femeie puternică, femeia care își ia soarta în mâini și care se duce, inițiază un dialog, poate chiar sugerează plăcerea unei posibile întâlniri și încurajează femeile în sensul acesta într-o abordare un pic mai directă. E adevărat că pe la jumătatea cărții autorul vine și cu o abordare ceva mai blândă, ceva mai feminină, ceva mai pe gustul meu, pentru că mie îmi plac abordările un pic mai feminine, dar sigur că depinde de fiecare. Partea masivă a cărții, partea dominantă a cărții este cea care vorbește despre cum să-l găsești pe el, pe bărbatul potrivit și un lucru pe care, spre exemplu, l-am reținut și m-a amuzat era cel în care autorul sugerea să nu folosim cuvântul date, cuvântul întâlnire, ci să propunem bărbaților care ne plac o ieșală relaxantă între prieteni, nefiind adeptul cinelor clasice romantice. Cartea însă trece destul de rapid și prin capitolul despre cum să păstrezi bărbatul odată găsit și chiar și cum să închizi o relație atunci când lucrurile nu mai sunt acolo unde ar trebui să fie. Una peste alta, cartea este o lectură plăcută, agreabilă. Autorul are un simț al umorului care relaxează în toată povestea asta și reușește să spună niște adevăruri serioase în maniera asta funny, în maniera asta ușurică. Cred că rețeta, așa, rezumând foarte, foarte pe scurt, pe care el o propune femeilor, este spontaneitatea, spiritul acesta ludic, faptul că trebuie să fii relaxată și să ai o autonomie care să-ți permită o viață relaxată și fericită, de ce nu? Așa că nu sunt neapărat ingrediente pe care nu le știați, dar dincolo de asta el vine și cu câteva recomandări care sparg niște mituri cu care și eu mă întâlnesc destul de des în cabinet. Așa că vă recomand o lectură lejeră, dar cu multe recomandări relaționale. Și sper să ne vedem și cu alte ocazii povestind despre cărți frumoase. Sunt Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut și vă doresc lectură plăcută în minunata lume Herald. Pe curând!